acestei seri sunt Cristina, Marian! Hai, Cristina, hai, Marian! Wow, 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 wow! Vă rog, haideți! Curaj! Să rămână Cristina! Bună seara! Bună, Mariane, salut! Bine! Ăla e locul vostru, ia uite-l acolo! Luați un set, așa! Nici n-am știut că aveți atâția fani prin sală! Ce public minunat! V-ați asortat la culori, v-ați asortat da, la... Da. Mamă, mamă, mamă! Încerc să vă ghicez vârsta, dar nu. Cât ai, Cristina? Nu, să nu... Cât îmi dai? 30 și... 20 și... 33 și restul inteligență. Între 20, 29, 3, 33. 33, Marian. Dar nu ară, nu? 36 de ani. 36. Auzi, cu ce vă ocupați? Eu sunt asistentă medicală la cabinet medical în privat sau în... Nu, la cabinet medical școlar în Călimănești. Călimănești? În Călimănești. Întotdeauna trec prin Călimănești, undeva spre Timișoara. De acolo veniți din Călimănești? Exact, da, da, din Călimănești. Ce faci, Iar dacă Maria? Aveți probleme când treceți prin zonă, opriți la mine, eu administrez o vulcanizare. Nu îmi zic că ai o vulcanizare în Călimănești. Opriți să vă fac o presiune la roți, da. Nu, că ai vulcanizare în Călimănești? Da, 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 da. Am înțeles. Cât câștigați? Cât, așa, curiozitatea? Împreună, să zicem, împreună. Uite, suma împreună pe care o aveți la sfârșitul anului, la sfârșitul 5.000 lunii. De lei lunar. 5.000 de lei pe lună, la sfârșitul lunii vă rămân 5.000. Cu 5.000. Da, am venit aici să câștigăm. Am venit. Fii să atentă, mai... Cristina. Ne rotunjim puțin veniturile. Ok, 5.000. Dar fiți atenți, noi punem la bătaie în seara asta 100.000 de lei. 100.000. Îi luăm pe toți. Ai noștri sunt. Ca să câștigați banii ăștia, trebuie să ghiciți niște vârste. Dacă nu reușiți să o faceți cu exactitate, cu precizie, am niște trepte de penalizare. Ia uitați-vă. Pentru prima încercare ratată, vă penalizez cu 1000 de lei pe fiecare an ratat, pe fiecare an greșit. La a doua nimereală de vârstă, vă penalizez cu 1500 de lei fiecare an greșit în sus sau în jos. Ne ducem la 2500 de lei, la 3000 de lei. A cincea încercare se penalizează cu 4000 de lei pentru fiecare vârstă pe care n-o ghiciți cu precizie. Și salariul vostru pe o lună, la șasea încercare, 5000 de lei pentru fiecare an greșit. Pentru fiecare an greșit. Există și a șaptea rundă. Hai să ajungeți voi acolo. Doamne ajută! Hai să ajungeți voi la a șaptea rundă. Doamne ajută! Fotbal, sport, filme, da, praf, da. Filme? Când avem timp. Când aveți timp? Pentru că toate astea sunt indicii, variante ajutătoare. Ia uitați-le. Ca să ghiciți mai exact vârsta, vă dau o melodie din anul în care s-a născut cel căruia trebuie să ghiciți vârsta. Sau vă dau o vedetă care s-a născut în anul ăla. Sau vă arăt un film... O secvență dintr-un film care s-a lansat atunci, o știre din anul ăla, un eveniment sportiv sau, Cristina, Marian, vă aduc cel căruia trebuie să-i recunoașteți vârsta mai aproape, vi-l aduc mai aproape de voi. Dacă luați indiciul zoom, astea sunt indiciile. 100.000 de lei, îi aveți. Thailand a venit! Depinde de voi să-i...